Astăzi, 8 noiembrie, ne aflăm lângă formă hibridă de viță de vie ulâpca la ură, ultimul cârșel din strug, strug aproape de jumate de metru de mare. Toată vara ne-am alimentat din trânsă și el, dacă așa se vede, mai mare și a rămas crucul, da, a trecut testare. El a fost aprobat ca formă timpurie, dar în procesul dezvoltării s-a schimbat culoarea și termenul de coaștere. Vedem că are o culoare foarte frumoasă, lilia cheie. Bobițele aproape toate s-au păstrat găurica la vârful bobiței. Da, gustul, vreau să vă spun că era la început crocantă, suculentă, acum e cărnoasă și suculentă, dar a apărut un gust de agut, foarte plăcut, foarte plăcut. Un gust foarte plăcut, armonios, foarte plăcut. Eu mă bucur de ea, eu cred că în viitor o să arate tot potențialul. Creșterea este foarte viguroasă, se vede a doilea an după altoire și corzi curate, rezistente la boli, undeva în limitele 2 baluri, 3. Nu necesită 2-3 stropituri de protecție. La ger, dacă după altoire ea n-a fost acoperită, îngropată, rezistă. Rezistenta aceasta. De obicei, după combinație, rezistenta trebuie să fie undeva la 23-24 de grade. Așa că toate formele care le creez se află în rezistența. Rezistența în limitele este 23-26 de grade. Așa, anul ăsta, formele care le-am avut la testare, nici o frunzuliță n-au căzut, toate au rezistat, pe când alte forme ghirbite de noi care apar și apar, toate au rămas în pepinieră fără frunz. Așa că, socotiți, apreciați. Potențialul formei acestea este mare, uitați-mă, bobițele, cu strugurile cum sunt de mari, bobițele undeva aici, undeva la 15 grame, dar în deopși sunt și 20 de grame bobița. Aici restul și-a rămas de pe strug și el, nu uitați că el câte luni se află după coaștere, 2 luni, că dacă el se ocupă septembrie, octombrie, început septembrie, octombrie și începem noiembrie, 2 luni de zile se află, se păstrează, așa că poftim și testați.